Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Ultimul meci al etapei a 8-a se joacă, prietenii, la Sfântul Gheorghe, între Șepși și Cuta. Formația rădeană, sosită aici la Sfântul Gheorghe, fără Mircea Rednic. Formația gazdă este neînvinsă, e drept că n-a jucat decât 5 meciuri, are 2 victorii, 3 remize. O echipă covăzneană care a fost foarte aproape de a ajunge în cupele Conference League. A făcut 1-1 la Galați cu Oțelul cu mare noroc. După ce a deschis scorul prin Rareș Popu, a dispărut din joc și a fost condus aproape în permanență și lui Roland Varga alături. Bună acțiune cu Fabri. Centrare, Cooper. Balon prins de Nițui. Revedem faza. Ați ajut un Hens. Varga. Pasă foarte bună, o teliță. Trei colegi în careu și este o paradă magnifică a lui Iacob, portar scund de reflex. În fața lui Păun, care a tras surprinzător, pe contrapie oarecum, tot de unde a venit mingea. Dar pe colțul portarului, Iacob reușește să reacționeze și la un moment dat părea depășit de minge. Cea mai mare ocazie de până acum a partidei. Varga preferă să întoarcă în partea cealaltă, dar iată-l pe Aganovici recuperând Alimi. Vargan, e regulamentară poziția. Șut deviat. Dumitrașcu a reușit să blocheze fantastic. Nu e offside. Anulă Dumitrașcu și Fabri cel care reușește să blocheze. Foarte bine pentru Cooper! Bară! Se vede că n-a mai jucat de mult fundaș central Ciobotariu. Joacă dreapta. Nu prea ai voie să fii întors așa. N-avea nicio șansă nici. Dăduse sus, nu putea să ajungă la minge goalkeeperul. Oh, ce execuție bună! Gol. Este parada începutului de sezon. Iacob salvează cumva la șutul lui Ninai. Nu-mi dau seama cum a reușit această intervenție. Ce ocazie enormă. Aganovic centrează. Ajunge la Ninai. Golul pare sigur. Șutul e bun. Iacob, o a doua paradă de excepție. Zi din patru oameni. Aganovic, gol senzațional, 1-0 Șepci. Minutul 93, reușită de excepție a lui Adnan Aganovic. Al doilea meci în acest sezon pe care Șepci îl câștigă după minutul 90, după cel cu FCU Craiova. Dar ce gol da Aganovic, minunat. A doua reușită stagională după golul marcat cu Dinamo. Fotbalist. Șepși urcă pe locul 6 cu 12 puncte. Super execuție. Ce ocazie de egalare are Uta prin Ștal. Uluitor. Aganovic a ajuns la 24 de goluri marcate în prima divizie din România. Eroare de proporția lui Nina, iar Albert Stahl ratează o ocazie monumentală.
Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!